Drumul ăsta are 4 km și e făcut pe 577. Investiție începută în mandatul ăsta. Și de 1 decembrie a început asfaltarea. Asta e un gest frumos, nu? Așa mi s-a părut. Eu cred că de 1 decembrie așa trebuie sărbătorit de ziua națională. Să faci ceva pentru cetățeni. Și cred că lumea e mulțumită aici. N-au avut asfalt niciodată la Dumbrăveni și vorba aia, o localitate la câțiva kilometri de Focșani. Făcut până acum. Și e bine? E foarte bine. Prin faptul că nu mai cum era drumul înainte și mergeam o femeie bătrână la Udovești. De câți ani așteptați asfalt aici? După 30 de ani. Dar s-a băgat. Acum ar fi bine să bace și microbuz până aici. Până aici barăm. De ce nu cu microbuzul până la Focșani, înapoi, timp de iarnă? De ce credeți că au pus asfalt acum? Zic? Să-i votăm. În dimineața asta am început. Lucrările în acest an au fost începute de 2 săptămâni, dar asfaltarea propriu-zisă de 2 zile este începută. Vă ajung banii să duceți până la capăt ce ați început? Normal că da, tronsonul pe care l-am început va fi și finalizat și anul următor, cu ajutorul domnului deputat, va fi lucrarea în întregime terminată. Cât costă tot asfaltul ăsta? Conform caietului de sarcini, costă 29 de miliarde de lei vechi, 2 milioane 900 lei noi. Și ca întindere cât are? 4 km 100. Cu rigole betonate, dublu strat și tot ceea ce înseamnă pregătire și protejare lucrarea de asfaltare. Trasura asta de 2 km va fi plătit integral până la sfârșitul anului, iar restul lucrării se plătește din credit de angajament, iar anul viitor toată lucrarea va fi plătită și finalizată. Am vrut să vă arătăm investițiile care se realizează în momentul de față pe HJ577. Au fost alocări de bani anul acesta, 20 de miliarde vechi și pentru